Scenariul de funcționare al instituțiilor de învățământ din municipiul Rădăuți diferă în funcție de rata de vaccinare a profesorilor care activează la nivelul școlilor, astfel că două colegii din municipiu funcționează în format fizic, având următoarele rate de vaccinare. Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi 71,21% și Colegiul Tehnic Rădăuți 61%, iar Colegiul Andronic Motrescu își desfășoară activitatea în format online, deoarece rata de vaccinare a personalului didactic este de 39,45%. În ceea ce privește școlile gimnaziale, toate funcționează cu prezență fizică, având ratele de vaccinare între 60 și 75%. Conform ordinului de ministru care reglementează modalitatea de desfășurare a activităților didactice în această situație pandemică, în momentul de față, în condițiile în care rata de vaccinare a personalului angajat al Unității Colegiului Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți este de peste 70%, indiferent de indicele de infectare la nivelul localității, care chiar dacă este destul de mare, peste 7 la 1000, unitatea școlară funcționează în scenariul didactic cu prezență fizică a elevilor, cu excepția claselor unde a fost confirmat câte un caz pozitiv de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și respectivele clase funcționează online, iar în momentul de față avem 5 astfel de situații. Dacă se va ajunge la situația în care jumătate plus 1 din numărul de clase, în cazul nostru 15 clase, vor funcționa online, atunci toate clasele vor funcționa în acest sistem. Deocamdată celelalte 24 de clase, neavând cazuri confirmate de SARS-CoV-2, funcționează cu prezență fizică. Elevii și profesorii trebuie să respecte anumite restricții? Bineînțeles, trebuie să respecte regulile prevăzute în anexele și protocoalele actelor legislative care reglementează desfășurarea activității în această perioadă, printre care purtarea obligatorie a măștii, dezinfectarea permanentă a mâinilor, distanța fizică atât cât se poate în interiorul sălilor de clasă și dispunerea mobilierului în așa fel încât să optimizăm la maximum suprafața sălilor de clasă și, bineînțeles, în pauze, noi permanent recomandăm și transmitem elevilor să păstreze, să respecte aceste reguli, pentru că este spre binele tuturor, mai ales în situația de față în care, la nivelul municipiului nostru, rata de infectare este destul de ridicată și, prin urmare, cu toții suntem expuși, suntem, vrem, nu vrem, suntem în contact direct cu persoane care sunt infectate. Domnule director, cum își desfășoară activitatea elevii de la nivelul școlii dumneavoastră? Cu prezență fizică, pentru că respectăm criteriile de funcționare în acest sistem. Da, pentru că depășim 62% personal vaccinat cu schema completă. Ce măsuri ați luat la nivelul școlii pentru a putea funcționa în continuare în format fizic? Cele impuse prin procedura de la DSP, adică acces, măști, dezinfectant, toate lucrurile, pauza între schimburi, noi suntem cu schimburi, aerisirea încăperilor, dezinfecția băncilor, mobilitate redusă, trasee, semne, da, toate lucrurile care sunt vechi acum. Școala gimnazială Gheorghe Popadoc este unitate cu personalitate juridică și are în componența sa 4 structuri. La nivelul școlii, activitatea se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, precum și la grădinița cu program normal, scufița roșie. Însă la grădinița cu program normal, alba ca zăpada, și grădinița cu program prelungit Voinicelu, activitatea se desfășoară online. Prezența fizică este datorată ratei mare de vaccinare a profesorilor? Da, da, rata peste 60%. Ce restricții se respectă la nivelul școlii? Cele prevăzute prin ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației.